și au observat că eu aici la gât am așa niște margeluțe mititele, eu nu știam ce sunt astea, în jurul gâtului, așa ca un colier mi-era. Eu nici nu dormeam, 15 minute pe noapte dormeam, în rest mai mult eram trează, mâncam puțin de tot. M-am tot ascuns să nu mă vadă plângând, dar nu reușesc să mă vadă. M-a văzut plângând și mă îmbrățișa și mămică, dar de ce tu de o perioadă de vreme ești atât de tristă? De ce plângi? Spune ce se întâmplă și mă îmbrățișează și... Pe mama mă mai prind așa câteodată, suspinând prin colțuri. Mamă, lasă că o să fac ce-mi bine, lasă că o să... Că, când tot eu mă încurajez pe mine. Mamica a spus că Evelina a plâns de față cu mama și a spus că eu nu vreau ca mama mea să moară. Și mama a început a plânge amândouă și a spus că mama ta n-o să moară. Visul meu e să mă pun pe picioare, să fiu la loc cum eram, să nu mai vin înspre oncologie. Viață, luptă, emoții, curaj, victorie. Vă aducem poveștile femeilor care au învins, femeilor puternice, femeilor care pot să vă motiveze. Povestim cu ea.